Unde smulți, puterea crește, mai ales pe timp de pandemie, când virusul îi condamnă la chinuri groaznice pe unii bolnavi. Este convingerea lui Vladimir Bolocan, un tânăr de 32 de ani din capitală, trecut prin maladia COVID-19, care a venit să doneze plasmă sanguină pentru pacienții aflați în stare gravă. Responsabilii de la Centrul de Transfuzie a Sângelui spun că acest gest trebuie să fie preluat de cât mai mulți pacienți tratați de coronavirus, mai ales în condițiile în care numărul îmbolnăvirilor rămâne destul de mare. Vladimir Bolocan s-a infectat la sfârșitul lunii iunie. La scurt timp de la apariția primelor simptome, a transmis infecția și soției. Ambii ne-am tratat la domiciliu. La mine, eu am fost mai simptomatic. Eu am avut și febră, 38,5-39, dureri de cap, dureri în globii oculare, adică niște dureri mai specifice. Soția a fost în general asimptomatică, adică e practic în afară de un deranj, așa spunea ea, în gât, nu prea a avut alte simptome. Tânărul spune că acest virus i-a schimbat mult percepțiile. N-ar fi fost donator dacă nu se infecta. Nu ar fi venit la centrul de transfuzie a sângelui dacă nu vedea atâta nepăsare și relaxare în jur. Au apărut foarte multe semne de întrebare. De ce alții nu cred în existența acestei boli? Cred că asta a fost, spunem așa, o întrebare care și-a amplificat sensul. Dacă, de ce alții nu cred pe timp, în timp ce alții decedează. Chiar este foarte straniu toate aceste teorii ale conspirației care circulă prin spațiul media. Consider că sunt departe de adevăr și dacă ei nu cred în ceea ce se întâmplă, să ducă să vadă. Adică dacă n-ar fi fost COVID, eu nu era să stau aici. A venit conștient să doneze plasmă pentru că astfel va ajuta alți 3 oameni țintuiți de COVID pe patul de terapie intensivă. Bărbatul îi îndeamnă pe toți cei care au trecut mai ușor de noul coronavirus să nu fie indiferenți. În primul rând, donarea de plasmă de pacient convalescent este un lucru foarte important, pentru că acum o părticică din mine se transformă într-un medicament. Și de fapt medicament unic, care poate fi obținut anume din sângele nostru, celor care ne-am tratat de COVID. Undeva am un sentiment de mândrie că o părticică din mine va salva viața cuiva. Și îndemn pe toți cei care, pentru că bine, sună cam poate misogin sau discriminatoriu lucru, dar din păcate doar bărbații pot dona plasmă de convalescent. Și îndemn toți bărbații care ieri, astăzi, mâine vor fi declarați sănătoși și sunt în stare fizică bună să vină să doneze plasmă. Bărbații tratați și vindecați complet de coronavirus pot face maxim 2 donări cu o pauză de 7 zile între proceduri. Până în ziua de astăzi, de la cei peste 500 de voluntari din întreaga țară, au fost colectate peste 17.000 de doze de plasmă sanguină.